În această dimineață, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, sub coordonarea procurorilor din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria municipiului Motru, au efectuat 26 de percheziții domiciliare pe raza județelor Gorj, Mehedinți și Timiș pentru destructurarea unei grupări infracționare specializată în comiterea infracțiunilor de contrabandă cu țigarete și evaziune fiscală. Pentru perchezițiile care s-au desfășurat au fost mobilizați aproximativ 150 de polițiști care au percheziționat locuințele a 20 23 de persoane bănuite de contrabandă cu țigări netimbrate. Din cercetările efectuate s-a stabilit că în perioada mai-octombrie, anul curent, persoanele vizate ar fi deținut și comercializat, pe raza județelor Gorj, Mehedinți și Timiș, importante cantități de țigarete provenite din contrabandă. Prejudiciul preliminar creat prin această activitate infracțională este de aproximativ 1,5 milioane de lei. Printre suspecții care au fost aduși astăzi la audieri se numără și un agent de ordine publică de la postul de poliție Tizmana. Acesta este bănuit că depozita țigările de contrabandă pe proprietatea sa. Tot astăzi au fost puse în executare 23 de mandate de aducere emise pe numele persoanelor bănuite de săvârșirea infracțiunilor de contrabandă cu țigări și evaziune fiscală. Polițiștii inspectoratului de poliție județean Gorj, sub coordonarea procurorilor din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria municipiului Motru, au efectuat în această dimineață 26 de percheții domicilioare pe raza județelor Gorj, Mehedinți și Timiș, la persoane bănuite de săvârșirea unor infracțiuni de contrabandă cu țigări și evaziune fiscală. Prejudiciul cauzat prin această activitate infracțională este de aproximativ 1.500.000 de lei. La acțiune au participat polițiștii din cadrul structurilor de investigare a criminalității economice, de investigații criminale, de ordine publică și de criminalistică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, fiind sprijiniți de polițiști din Inspectoratele de Poliție Județene Mehedinți și Timiș. Activitățile au beneficiat de suportul de specialitate al Departamentului de Operațiuni Speciale.